Bună ziua! Bună ziua! Deci azi suntem la prima lecție. Practic facem o recapitulare, cu mine e recapitulare, față de lecția de data trecută, în care am învățat primii pași în colorimetrie. Da? Da. Am învățat multe lucruri frumoase, noi, despre cum să vopsim părul corect. Azi, după ce vom termina această recapitulare, vom intra în partea a doua, a colorimetriei, în care învățăm cum să decolorăm și ce să folosim ca părul să rămână sănătos. Da? Avem un model aici și vreau să vă arăt prima și prima dată cum trebuie să lucreze o coafeză în salon. În primul rând, când se așează clienta pe scaun și vine pentru prima dată la vopsit, în afara faptului că noi din instinct ne jucăm cu părul, da? Dar practic facem chestia asta, v-am spus de ce? Pentru grosimea felului de păr. Grosimea felului de păr, da? Pentru ce mai facem? Identifica nuanța. Identificăm nuanța, da? Gradul de încălunțire a părului. Bravo, gradul de încălunțire. Stabilirea culorii. Stabilirea culorii. Bun. Dorința clientei. Dorința clientei. Stabilim și ce oxidant să folosim. Exact. Dar, înainte să stabilim ce oxidant folosim, trebuie să știm ce culoare dorește clienta. Bun. Acum o să-mi iau un catalog. În spate. În spate. Poate uite cineva acolo. Da? Ce vă spuneam data trecută? Țineți minte? Sunt multe cliente care, în viziunea lor, în perspectiva lor, când își cer o culoare, pentru ele acea culoare poate să însemne total diferit de ceea ce percepem noi. Da? Poate să-mi spună, eu îmi doresc un coniac deschis. Normal, noi, ca și coafeze, trebuie să ne gândim la orice opțiune. 7.32, 7.28, 7.31, etc. Dau exemplu, da? În viziunea ei, acel coniac să însemne un blond. Da. Da? Da. Și dacă noi nu punem clienta să se uite în catalog, să ne arate exact culoarea care dorește, putem să facem o gafă de zile mari. Să punem o nuanță care considerăm noi că și-ar fi dorit clienta și de fapt să nu fie dorința clientei. Și ca să excludem acest risc, luăm catalogul, îl punem în față clientei și o întrebăm să ne arate exact culoarea care dorește. Da, eu aș vrea cam așa. Deci un 8-3. Așa. Deja mi-a dat a doua opțiune, da? Un 8. Și a treia opțiune care ar fi? A treia. Ce v-ar mai face? Așa. Un 8-0-3. Deci dânsa s-a plimbat undeva între baza 8. 8. Da? Un blond. I-a plăcut și blondul natural. Da. I-a plăcut și blondul cu efect de auriu, 8-3, da? Ce am învățat data trecută. I-a plăcut și blondul 8-0-3. Ce înseamnă asta? Că 8-0-3 este între 8 și între 8-3. Da? Adică e mai mult spre natural și foarte puțin spre auriu. Da? Bun. Deci noi am identificat dorința care dorește clienta. Între timp, bineînțeles, v-am spus, studiem porozitatea firului de păr, studiem flexibilitatea firului de păr, structura firului de păr, cantitatea de graduare, cât de încărunțit, este părul. Cât de încărunțit, pardon, este părul, da? Și ce mai descoperim? Ce am zis noi că ne mai uităm? Culorile. Culorile. De ce? Bravo, bravo, fete. Deci după o singură ședință sunteți superbe. De ce am zis că vrem să descoperim culorile firului de păr? Ca să putem stabili oxidanții. Dar de ce vorbiți la plural? De ce oxidanții? Pentru că avem mai multe culori și fiecare oxidant în parte. Uniform, să ajungem să facem o culoare uniformă. Bravo, fetelor! Să ajungem să facem o culoare uniformă, pentru că așa cum vă spunea și data trecută, poate exista diferențe de culori pe firul de păr, cum am dat exemplu și pe flori, da? Dânsa aici are aproape cât o palmă, părul crescut natural, are 80% păr alb, da? După care are un 7 închis în continuare, 8, se duce 9 și pe vârfuri are 10. 10. Da? Și atunci dacă ea dorește o singură culoare, pentru
Dacă ea dorește o singură culoare uniformă, eu trebuie să-mi identific ca să știu unde lucrez, cu ce încep, ce oxidant pun. Exact. Da? Cum vă spuneam și data trecută, oxidantul, dacă l-aș folosi pe cel de 9% la blond, da? El deschide 2 tonuri. Da? M-ar duce dintr-o bază de 6, doar pentru rădăcină mă refer, da? Pentru că vopsea niciodată nu ne deschide altă vopsea decât maxim cu jumătate de ton, un ton. Da? Da? Deci vorbim strict de rădăcină. Adică m-ar duce din baza 6 în baza 8. Pentru o rădăcină crescută, maxim 1 cm, 2 cm. Da? Bun. Eu deja aici am o diferență foarte mare de rădăcină. Am o palmă. Da? Bun. Dar dacă eu aș folosi oxidantul de 9% ca să vopsesc clienta să measă un 8, oxidantul de 9% deschide. Da? Proprietatea lui este de a deschide firul de păr. Dar noi avem 80% cantitate de păr alb. Alb ce înseamnă? Că deja este foarte deschis. Înțelegeți? E foarte deschis și atunci oxidantul de 9%, dacă îl pun pe ceva foarte deschis, iar eu vreau să pigmentez în culoarea 8, nu mă ajută. Ne ajută oxidantul de 6%. Oxidante de 6%, exact. Pentru că noi nu avem nevoie de deschidere, noi aici avem nevoie de pigmentare. Și trebuie să folosim un oxidant care să mă ajute să pigmentez firul de păr. Da? De-aia întotdeauna noi trebuie să știm ce caz avem în față, să studiem și apoi să luăm decizia de ceea ce va urma. Da? Pentru că putem să facem o vopsire incorrectă doar pe baza teoriei, că știu eu că blondul se folosește cu 9% ca să ajute să deschidă și va exista riscul ca pe alocuri unde este șaten să-mi prindă, dar 80% din păr să nu prindă. Da? Și clienta va pleca ne. Fericită. Sau ne? Vopsită, fetelor! Bun. Am eliminat situația aici. Dar ce mă fac cu lungimea care este la fel de deschisă? Și eu aici tot la fel vreau să pigmentez. Da? Da? Deci dacă eu lucrez cu un oxidant aici, clar, eu trebuie să lucrez cu alt oxidant aici. Înțelegeți? Da. Întotdeauna urc oxidanții în funcție de dorință sau cobor oxidanții în funcție de dorință. Deci dacă eu aș face o deschidere mai mare aici și aici aș vrea o colorare, clar aș pune, de exemplu, 6 la rădăcină și 3 la rădăcină. Da. Numai că aici nu este cazul, pentru că avem deja deschis la rădăcină, dar avem deschis și la lungime. Avem aceeași problemă. Și dacă aș face o vopsire ton pe ton, are și uniform, pentru că diferența nu este foarte mare între lungime și rădăcină. Înțelegeți? Bun. Numai în cazul în care pe rădăcină aveam situația asta, iar lungimea era toată foarte deschisă. Da? Atunci aș fi folosit un oxidant de 6% la rădăcină și un oxidant de 3%, bravo, pe lungime. Sau la același întor pământ. Așa. S-au găsit toate telefoanele de sfijă să sune azi. Așa se întâmplă dimineața, noi suntem foarte căutați și telefoanele sună. Da? Deci întotdeauna trebuie să știu, în primul rând, ce sunt oxidanții, ce putere de deschidere au, exact celălalt, și cum se folosesc. Da. O coafeză bună trebuie să înțeleagă oxidanții. Dacă ea cunoaște și înțelege oxidanții, atunci va ști să și vopsească. Dacă ea cunoaște și știe să studieze firul de păr, să vadă dacă e poros, dacă nu e poros, dacă e transparent, dacă e flexibil, dacă e subțire, dacă este deteriorat, să facă o treabă așa cum trebuie. Ca părul să iasă la final frumos și sănătos. Noi nu trebuie să îndeplinim toate dorințele clientelor. Pentru că de multe ori aceste dorințe sunt foarte exagerate față de ceea ce putem obține noi. Și trebuie să dăm atenție. Consilierea și sfatul clientei o va convinge să facă ceea ce noi spunem că este mai bine pentru firul ei de păr. Pentru că noi, în final, nu suntem doar hairstyliști sau coafeze. Sau... Noi, în final, suntem și doctorii firului de deci, păr. Deci, după ce am rezolvat această problemă, am stabilit oxidantul, am făcut diagnoza și dializa firului de păr, am aflat dorința clientei exact unde dorește, am rezolvat că se poate face această dorință, că putea să ne ceară un verde, putea să ne ceară un albastru, o creastă, nu știu, orice. Da,
cum s-ar spune. Da? Bun. Apoi ne uităm în dulap. De multe ori nu avem toată vopseaua. Știți că saloanele, în general, cofezele, nu-și cumpără stocul, nu că n-ar vrea. Noi toți vrem să avem așa ceva. Dar este un cost mult prea mare și de multe ori rămânem cu vopsea care nu o folosim. Și atunci investiția noastră ne va duce pierdere. Da? Dacă știm colorimetria cum trebuie, că de asta vă pun să învățați nuanțele, reflexele, fazele, putem să facem combinații. În cazul în care nu avem o nuanță, de exemplu, clienta mea a cerut 8-3. În dulăperul meu minunat nu există 8-3. Ce mă fac? Mai caut, găsesc un 7-3 și un 9-3. Dacă le combin pe astea două, am rezolvat-o cu 8-3. Sau poate găsesc un 7 și un 9-3. E și mai bine. Știți de ce? Că pentru a acoperi firul de păr alb, eu am nevoie de foarte multă bază. Mai multă bază decât bază și nuanță. Ați înțeles? Cu cât este baza și are și nuanță și reflex, cu atâtea este mai diluat. Și atunci pe firul de păr alb nu îmi ține. Ca să poată să-mi reziste vopseaua, trebuie să fac o combinație de culori. Și atunci trebuie să-i pun o vopsea care are bază și o vopsea care are bază și nuanță. Ca să intensific baza. Iar dacă dulapul meu se desește un 7 și un 9-3, și mai bine. Pun jumate 7 și jumate 9-3. Și am obținut un 8 cu puțin reflex de aurin. Da. Exact ce trebuie mie ca să fiu sigură că îmi ține vopseaua pe firul de păr alb. De aceea există atât de multe probleme fetelor acasă sau în unele saloane când intră clienta și spune m-am vopsit și nu mi-a ținut vopseaua. Vopseaua nu este bună. Nu este că brandul nu este bun. Nu știi să faci combinația corectă pentru a vopsi un păr cu un grad de încărunțire mult mai ridicat decât 10%, 20%, unde acolo, la un 10%, 20%, putem să punem orice își dorește clienta. Dar ce depășește peste 40%, deja nu mai putem să punem orice își dorește clienta, trebuie să facem o combinație de culoare. Iar dacă clienta mea își dorește 8-3, cum am spus mai devreme în catalog, eu trebuie să combin la atâta cantitate de păr alb, pentru că avem, am zis, aproape 80%, dacă ei intră în păr 60 de grame de vopsea, dau un exemplu, da? Mie, pentru rădăcina asta, îmi trebuie 60 de grame de vopsea, 60 de grame de 8-3. Atunci eu mă duc în dulăperul meu și îmi scot două tuburi de vopsea. Unul doar de 8, bază curată, și un tub de 8-3. Și pun din 60 de grame, pun 30 de grame de 8 și cu 30 de grame de 8-3. Am întărit baza ca să poată să-mi țină vopseaua și mai mult decât dacă aș fi vopsit-o cu 8-3. Pentru că dacă vopseam doar cu 8-3, ieșea super, pentru că foloseam oxidantul de 6%, cum am zis mai devreme, dar după 2-3 spălări nu avea putere să rămână pe firul de păr și mi se spăla. Și atunci clienta era nemulțumită de serviciile mele, pentru că ea nu știe că eu nu am procedat corect și că brandul poate să fie bun, dar trebuie să fie pus așa cum trebuie pe firul de păr. Într-adevăr, mai nou s-au scos și branduri care nu au nevoie de această combinație, dar sunt foarte puține, și care te asigură că prinde pe firul de păr alb și fără această combinație. Eu nu am probat încă unul ca să pot să vă spun 100%, vă pot povesti doar din cele auzite. Deci asta nu este o garanție care vă dau. La mine mai mare este garanția ca și stilist, ca și profesionist, să fac combinația jumate-jumate. Da? Da? Asta înseamnă să știm să vopsim părul corect. Azi vom trece mai departe la etapa de decolorare, unde vom intra mult mai aprofund în cum se decolorează firul de păr, când se decolorează firul de păr, cum facem ca în urma decolorării părul să rămână sănătos. Da? Până acum mă bucur foarte mult că după o zi de 3 ore ați ținut minte atâtea informații. Și știți că oxidanții se folosesc atunci când trebuie, unde este nevoie. Știți că ce înseamnă un reflex, ce înseamnă o nuanță. Vă felicit și sunt tare mândră de voi. Mulțumesc! O zi minunată!